Ministrul Mediului, domnul Mircea Fechet. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Domnule ministru, ce ar trebui să știm în acest moment despre situația apei din Marea Neagră? Pentru că am văzut cu toții s-a creat un fel de isterie în jurul posibilei poluări, în jurul posibilei infectări cu holera. Tocmai din acest motiv am convocat ieri la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor toate autoritățile responsabile de monitorizarea și protecția apelor Mării Negre, bineînțeles în contextul distrugerii barajului Cahovca de pe râul Nipru. Așadar, au participat pe lângă reprezentanții Ministerului Mediului, reprezentanți de la Ministerul Transporturilor, Administrația Națională a Apelor Române, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Institutul Național de Sănătate Publică și, nu în ultimul rând, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină Grigore Antipa, care este și cel mai abilitat în a face determinări fizico-chimice în Marea Neagră. Concluzia pe care am primit-o de la toți experții pe care i-am ascultat în cadrul acelei întâlniri a fost aceea că, în prezent, după ce au corelat toate datele existente, după ce au măsurat parametrii, după ce au vizualizat imaginile satelitare, suntem în niște limite normale ale apei Mării Negre pentru această perioadă. De asemenea, Institutul Național de Sănătate Publică, mai exact direcțiile de sănătate publică din Constanța și din Tulcea, fac monitorizări zilnice, prelevează în fiecare zi mostre de apă pentru a face determinări microbiologice, nu doar pentru holeră, ci și pentru alți agenți patogeni, și acei specialiști ne-au spus de asemenea că nu există la acest moment niciun risc. Zonele de îmbăiere sunt sigure pentru populație și nu avem niciun motiv să ne facem griji. Bineînțeles că situația o monitorizăm în continuare și este foarte important să vedem evoluția acestei situații. Deocamdată nu avem niciun motiv de îngrijorare. Am discutat de asemenea cu omologul meu, ministrul mediului din Bulgaria, domnul Julian Popov, care, îngrijorat la rândul lui, din pricina unor astfel de știri care au tot apărut și în România și în Bulgaria, precum potrivit cărora ar fi nesigură apa Mării Negre pentru îmbăiere, determinările lor sunt identice cu ale noastre, adică arată că apa Mării Negre se situează în niște valori normale, în parametri de normalitate și că cetățenii care se îmbăiază sunt în siguranță. Spuneați că pentru la acest moment situația este în limitele normale. Există însă posibilitatea ca zilele următoare, săptămânile următoare să devină altfel această situație, chiar să vină acele probleme, să vină posibile probleme, sau când am putea spune, sau dumneavoastră autoritățile, că orice pericol a trecut? După cât timp? Am adresat aceeași întrebare specialiștilor care efectuează niște modelări matematice, cu luarea în calcul a deplasării curenților marini, a temperaturii apei Mării Negre, a salinității acesteia. Dânșii erau foarte optimiști, au spus că diluția masivă a Mării Negre ar trebui să ne ajute să nu avem astfel de probleme. De asemenea, Dunărea, la gurile de vărsare împinge în larg sedimentele care ar fi putut să vină înspre coasta românească dinspre Nipru. Opinia lor este una optimistă. Ei se așteaptă să nu avem probleme nici în viitor, dar asta nu ne oprește să monitorizăm zilnic situația. Am auzit autoritățile ucrainene spunând că inclusiv foarte multe mine militare au fost luate de această viitură. Ați fost informați la nivelul Guvernului României despre posibile
pericole în Marea Neagră, din acest punct de vedere? Să știți că tot ieri am avut o conversație telefonică foarte utilă și cu ministrul mediului din Ucraina, domnul Ruslan Strileț. Discuția a fost mai curând legată de determinările fizico-chimice și microbiologice pe care și partea ucraineană le face. Este adevărat că în contextul de război cu care se confruntă, aceste determinări sunt mai greu de făcut de către ucrainieni, însă l-am rugat pe omologul meu din Ucraina ca în situația în care observă cele mai mici modificări care ar putea să aibă un impact de mediu și asupra coastei românești, să mă informeze în cel mai scurt timp. Acesta mi-a promis că așa va proceda. În legătură cu minele din Marea Neagră, acest lucru nu se află în competența Ministerului Mediului. Pot doar să spun că am văzut și eu știrile în care mine marine au fost găsite și pe Marea Neagră, dar sunt convins că populația care merge pe litoral nu este în niciun pericol.